Sunetul, producere, propagare. Material pentru fizică, clasa 7. Ce sunt sunetele și cum se produc? Urmărește cu atenție videoclipul următor. Ce observi? Produs sunetele? De ce sunetele produse de corzi diferite erau diferite? Sunetele sunt produse prin vibrarea obiectelor și a coloanelor de aer. Vibrația se transmite prin medii continue înainte de a fi receptată. În videoclipul următor veți vedea cum am obținut această imagine. Sunetele se obțin prin vibrația corpurilor și a coloanelor de aer puse în mișcare de acestea. Sursa sonoră este un corp care produce sunete prin vibrație, oscilație. Sursele sonore sunt corzile vibrante, coardele vocale ale animalelor și ale omului, coardele vibrante ale instrumentelor cu corzi, vioară, chitară, pian, tuburile sonore, fluier, flaut, taragot, nai, orgă, clarinet, membrane sau plăci vibrante, tobă, difuzor. Sunetul are nevoie, pe lângă o sursă sonoră, de un mediu gazos, lichid, solid, pentru a se propaga și de un receptor. În vid, sunetul nu se propagă pentru că nu are cine să transmită vibrația. Sunetul își schimbă viteza în funcție de mediul traversat. Cea mai mică viteză a sunetului este în aer, de aproximativ 340 de metri pe secundă. Viteza sunetului depinde de doi factori: temperatura mediului elastic prin care se propagă sunetul, cu cât este mai mare, cu atât crește și viteza. Viteza sunetului variază de la substanță la substanță. Sunetul călătorește cel mai lent în gaze, călătorește mai repede în lichide și cel mai rapid în solide. Viteza sunetului este mult mai mică decât cea a luminii, care este cea mai mare viteză cunoscută în univers. Ea se notează cu C mic și are valoarea de 300.000 de kilometri pe secundă. Din acest motiv, în timpul furtunilor, mai întâi se vede fulgerul și apoi, la un interval de timp, care depinde de distanța dintre receptor și fulger, se aude tunetul. În animația care urmează, veți vedea explicația acestui fapt. Vom observa că dacă mutăm personajul nostru la o distanță mai mare, aude sunetul după 5 secunde. Când îl apropiem, la final, o provocare. Care crezi că este distanța dintre barcă și furtuna în desfășurare dacă un marinar aude tunetul la 10 secunde după producerea fulgerului? Cum ai calculat această distanță? Succes!